Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet. Am discutat ieri la Design Perfect despre suflete pereche, despre importanța relațiilor karmice și până la urmă ce putem să facem cu sufletele pereche, cu relațiile karmice, cum și în ce fel ele ne apasă pe butoane și ne determină anumite emoții cu care noi putem să lucrăm. Astăzi continuăm. Cum lucrăm cu emoțiile? Ce fac emoțiile pentru noi și ce pierdem sau ce rău ne facem atunci când ne blocăm emoțiile și cât de mult bine ne putem face atunci când le ascultăm, pur și simplu. Săptămâna trecută, la Sănătate, Trup și Suflet, am început să discutăm despre o metodă, una dintre cele mai complete și cele mai folosite la nivel mondial, de terapie emoțională. Și am vorbit despre călătoria Brandon Bass, iar avem în spate coperta cărții pe care v-am oferit-o dumneavoastră și aș vrea să citesc câștigătorii cărții Călătoria, cu rugămintea să ne dați un mesaj privat, fie pe pagina de Facebook a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet sau pe canal 33, ca să facem legătura dintre dumneavoastră și noi. Mihaela Dumitru, Alexandra Rotaru, Cristina Dumitru, Alina Preda și CB Cam. Vă așteptăm să ne trimiteți un mesaj ca să puteți să intrați în posesia acestei cărți. Vă mulțumim pentru mesajele trimise. Întrebarea era ce faci când ai emoții negative, iar răspunsurile și gestionarea a fost, după cum a apreciat invitata de data trecută, psiholog Patricia Cihodaru, varianta sănătoasă a gestionărilor. Astăzi continuăm și vom discuta cu doi invitați dragi mie despre cum facem nu doar să gestionăm emoțiile, ci să transformăm emoțiile în instrumentul nostru cel mai de preț, în instrumentul prin care să ne facem calitatea vieții să fie la maxim, să le folosim ca pe cel mai prețios dar. Tea Haimovic este în studioul emisiunii Sănătate, Trup și Suflet. O știți pe Tea atât din emisiunile în care am vorbit despre sănătatea feței și despre acne, dar și despre bijuteriile Kabbalah și despre Kabbalah în general. Bună seara, Tea, bine ai revenit! Bine te-am găsit, Roxana! Iar Mihai Minoiu este practician acreditat Călătoria, este nutriționist, este consultant de terapie alternative și, cum spuneam, în primul rând este bărbat și atunci are o gândire logică și structurată. Și din acest motiv am vrut să avem ambele perspective asupra emoțiilor. E cu adevărat emoționant când un bărbat se deschide în fața emoțiilor și ne spune ce a ieșit de acolo și cum poate lucra cu altcineva. Stavam să întreb. Asta nu înseamnă că eu am o gândire nestructurată. Doar el este un om care se manifestă. Da. Dar că vorbim totuși de un predominant yin și de un predominant yang. Acum, noi știm că femeile, mai ales în ultima vreme, au tendința de a fi mai young, așa. Mai young decât prevede legea, dar da, lucrăm la asta, nu? Și cred că indiferent de asta, este o predominanță mai mult a minții la bărbați, chiar dacă există o structură mai mult sau mai puțin puternică, și a emoțiilor totuși la femei. Totuși își recunosc emoțiile mult mai ușor. Experiența mea legată de asta a fost una inedită, pentru că realizând diferite tehnici, metode de transformare de ceva ani de zile, adică am tot căutat să mă descoper, să aflu lucruri despre mine, găsirea metodei Călătoria a fost o surpriză foarte mare. Din ce perspectivă? Am constatat că zona asta a emoțiilor am reușit doar cumva să o calmez, să o țin undeva într-o zonă în control. Într-un control,
poate ceva mai mult decât cel, să zicem, obișnuit, impus de societate, adică am reușit să mai scot câte ceva la suprafață în sensul ăsta, dar totuși niște rădăcini adânci încă erau acolo și încă mai sunt, mai e de lucru, evident, dar primul contact cu emoțiile mele a fost unul total tulburător, pentru că eu consideram că nu am niciun fel de probleme emoționale, nici acum nu, deci nu pot să spun că am niște probleme serioase în sensul psihologic, psihiatric, nu se pune problema de așa ceva. În secunda în care conștientizezi că ai locuri din viața ta sau aspecte în viața ta unde ai vrea să îmbunătățești ceva, alea nu sunt probleme, dar poți găsi soluții pentru ele. Știi care a fost provocarea cea mai mare? Când la seminarul Journey Intensive, în prima zi, eu mă așteptam să fie un seminar așa oarecum mai cu specific românesc, adică te așezi și aștepți să înveți ceva. Zici, gata, sau poate și notiță. Sau să auzi pe cineva care vorbește. Exact, da. Să auzi pe cineva vorbind. Ori primul mic șoc a fost când toată lumea a fost întrebată ce simțiți acum, mă rog, într-o anumită formă. Ce simți acum? Care este emoția care o trăiești? Și ai un moment în care te gândești totuși ce simt acum, la modul real, că ceva simt cu siguranță, nu sunt opac. Și de aici a început, de fapt, toată, să zic, scuturarea, șocul. Pentru că, inițial, ți-am povestit mai demult faptul că eu nu am mers cu intenția de a participa la acest seminar. Trebuie am să spun că m-a amuzat adiacent. Să citesc exact cum a ajuns Mihai Minoiu la primul său seminar Journey Intensive. Cumva semăna izbitor cu o poveste pe care o cunoșteam, adică soțului meu. Eu n-am venit, am venit pentru soția mea, nu? Exact, exact. Okay. Asta a fost tema și datorită acestei teme, în primele ore de participare la seminar, chiar am dorit să plec. Am zis ok, am venit, parcă nu este pentru mine. Publicul era predominant feminin, erau câțiva bărbați, dar destul de multe femei. M-am gândit ce aș putea să mai aflu nou. Și într-adevăr, din punct de vedere teoretic, să zic, nu sunt neapărat lucruri. Informația există foarte multă. Internetul e plin, suntem suprasaturați de informație. Însă o carență foarte mare există la experiența directă. Iar în ceea ce privește experiența directă cu emoțiile noastre, aș zice că este un gol uriaș. Adică... Dar de ce am face-o? Că nu e plăcut să te duci în emoțiile tale atâta timp cât vorbim de cele negative. Am găsit un lucru foarte interesant, adică un răspuns, pentru că multă lume m-a întrebat asta, de ce te-ai uitat la o chestie de care nu-ți place în tine și care este în tine? Și am văzut un TED al unui psiholog american foarte bun, Guy Winch, am făcut și un share pe Facebook-ul meu, și acest psiholog spunea așa, zice, atunci când ai o rană, când te tai, automat vei face ceva, o speli, pui un pansament, faci ceva acolo. Da. Oarecum într-un mod foarte asemănător, în momentul în care ai o mică rană emoțională, cineva te simți jignit de vorbele cuiva, ai o anumită, un anumit stres, o teamă, o frustrare, aceea este o rană emoțională, o mică rană emoțională. Ce suntem învățați să facem de obicei? Punem preș peste ea. Da, dar dacă cineva vine și spune, copilașul vine și spune mamei, mami, mă simt nu știu cum, sau noi ca adulți căutăm o soluție pentru asta. Cel mai adesea ni se spune, e ok, gândește pozitiv, vei trece peste asta, nu mai plânge, stai liniștit. E ca și când cuiva care și-a rupt piciorul îi spui, stai liniștit, nicio problemă, las că va trece. Nu trece. Deci nu trece așa, în mod evident nu trece și vedem în viețile noastre lucrul ăsta pentru că, deși aici e îndoielnic dacă îl vedem întotdeauna, da. Putem observa în viețile noastre rezultatele acestor emoții care sunt, să le zic, nedigerate, neintegrate armonios în ființa noastră, prin faptul că în anumite momente, atunci când ar trebui să ne lansăm, să ne deschidem aripile, să facem ceva, să ieșim în față, să realizăm o anumită relație, o anumită afacere, un anumit lucru, unde trebuie să ne găsim împlinirea, de cele mai multe ori ceva ne ține, ceva din interior ne face să ne temem, să ne strângem, să fugim, să... Și acel ceva, dincolo de minte, toată lumea zice mintea, trebuie să-ți duci mintea, în spatele minții este oceanul ăsta de emoții care alimentează mintea. Și aici este, de fapt, din punctul meu de vedere al experienței, din perspectiva mea personală, cu metoda Călătoria, a fost să constat că foarte multe eșecuri în a-mi educa mintea
au apărut datorită faptului că în spate existau anumite trăiri, anumite emoții, unele vechi, unele apărute de mult timp, altele ceva mai recente, care funcționează ca un fel de factor de subminare, ca un program greșit și care practic anulează sau diminuează extrem de mult aproape orice efort de așa zisă gândire pozitivă sau de modelare doar cu ajutorul minții. Chiar și efortul de a face sufletește și mental ceva în direcția potrivită este subminat atunci când, de fapt, ai înăuntru o trăire, o emoție care s-a născut acum mulți ani, poate, a fost alimentată de fiecare dată de un anumit obicei și la un moment dat constați că ea te conduce. Este ca ca cineva care ține frâiele și din spate, de undeva din fundal, și sunt tocmai aceste emoții. De asta am constatat, eu practic diferite terapii alternative de multă vreme, sunt, de aceea și spuneai că, exact cum spuneam, mă ocup de partea asta de a fi consultant în terapii alternative de multă vreme și mi-a lipsit enorm de mult o astfel de piesă din puzzle unde să poți să acționezi asupra acestei pârghii, care sunt emoțiile noastre, pentru a schimba direcția pe care mergi la un moment dat, direcția pe care un om merge. Fie că vorbim de sănătate sau de succesul relațional sau de succesul în alte planuri ale noastre, ale vieții noastre, de fapt. Cu ocazia asta aș vrea să invit telespectatorii dacă ați simțit ceva atunci când Mihai vorbea despre The Journey și despre această metodă, într-adevăr, care pune cumva, împlinește puzzle-ul terapiilor alternative și dacă vă doriți să ajungeți la seminarul Journey Intensiv, care va veni și în această toamnă cu însăși Brandon Bass, cea care a pus cap la cap această metodă, la sfârșitul lunii septembrie, Canal 33 și Journey România au făcut un parteneriat și... Și mulțumim foarte mult pentru această ocazie, de fapt, foarte specială și pentru acest parteneriat în care, practic, tuturor celor care se înscriu pe linkul care va fi afișat pe ecran, li se oferă posibilitatea de a accesa un preț considerabil mai redus, chiar mai redus decât în Early Bird, deci este o reducere de 100 de euro. Eu consider că este o șansă bună. Punctul meu de vedere, chiar asupra metodei călătorie, este... Nu că este unica, nu că este cea mai bună din lume, dar cu siguranță, din punct de vedere al experienței pe care eu o am de 20 și ceva de ani în domeniul acesta al terapiilor alternative, este o metodă care funcționează. Cred că asta este important. Ai o problemă, că ai o emoție, instrumentele cumva pentru ai nevoie de un instrument și nu de un instrument în care să ți se spună... Exersează această metodă timp de 3 luni de zile și după aceea poate vei obține rezultate. Asta este ceva de care multă lume s-a săturat, iar în plan emoțional lucrurile au evoluție și așa pare să fie uneori un haos în zona asta emoțională. Sau la multă lume este. Nu știu cum să iasă la suprafață, cum să respire. Ori o metodă care să spună, bun, în aproximativ o oră sau în 30 de minute sau într-un anumit timp, fiecare are propriul ritmul. Său timp, ritmul lui de a pătrunde în interior, de a scoate la iveală aceste lucruri. O metodă care să facă asta într-un mod eficient și de fiecare dată să ajungi la un rezultat, să zicem, palpabil, din punct de vedere al stării interioare, el este concret. Eu consider că este ceva care cu adevărat merită luat în considerare și poate să schimbe viața celor care simt că vor să facă ceva în direcția asta. Așa. Cum vor reuși, cred că depinde de dorința lor. Tea, de când tocmai am intrat în acest domeniu de dezvoltare emoțională și de când și eu am descoperit terapiile emoționale și în special The Journey, am auzit din partea celor tocmai mai încă foarte cerebrali contraargument că, domne, eu nu încerc așa ceva pentru că nu este științific demonstrat că funcționează. Ce am simțit eu, că tot pe emoții mă duc, este că nu era nimic nou, că n-am învățat ceva nou. Din contră, parcă mi-am adus aminte de undeva ancestral. Au venit și preoți la seminar și într-adevăr au spus ceea ce am simțit și eu, că până la urmă e varianta datată a spovedaniei. Doar că nimeni nu ne explică atunci când suntem mici
că atunci când te duci la spovedanie faci o terapie emoțională. Cum e abordat și în Kabbalah? De când, de fapt, datează informații despre beneficiul terapiilor emoționale? Kabbalah este știința sufletului. În limba ebraică, Kabbalah înseamnă a primi. Și în limba ebraică, cuvântul Kabbalah înseamnă recepția hotelului, înseamnă o chitanță. Deci Kabbalah nu este, este infinitivul, este lekabel, iar Kabbalah este primire. Pentru că nu cunoaștem limba ebraică, atunci când auzim cuvântul Kabbalah, ne gândim că ar fi vorba de o sectă, ceva, de un ritual, sau, nu îmi dau seama exact. Ceva ezoteric, așa. Ceva foarte ezoteric, oare cum vede, cum privește religia ortodoxă, chestia cu Kabbalah, ți-aduce aminte în urmă cu ani modul în care era primită vrită Kabbalah? Deci, practic, Kabbalah se ocupă de tot ceea ce înseamnă suflet și cu cele trei direcții, trebuie să încep cu începutul, cu cele trei direcții, atunci când vorbim despre Kabbalah teoretică, ceea care se predă în universități, bineînțeles că ne referim la tot ceea ce este științific, la tot ceea ce a fost scris, dar când ajungem să discutăm despre Kabbalah practică și Kabbalah aplicativă, luăm sufletul și ne uităm la suflet, așa, ca să folosesc o expresie populară, ca la un dulap în care eu îmi pun acolo tot ce consider eu că simt sau ceea ce nici măcar nu-mi dau seama că simt. Mă enervez și îmi trece repede starea de nervi, nici nu mai țin minte că m-am enervat, da? Și că atunci când m-am enervat poate am spus ceva, poate am reacționat, da? Sunt fericită, imediat stălă de fericire trec imediat. Ei, toate rămășițele, toate rezidurile unor asemenea stări, ele rămân acolo într-un dulap, asta nu-i din Kabbalah, asta este interpretarea când mă uit și trec prin toate datinile și prin toate culturile. Exact. Și bineînțeles că fiind vorba de un dulap, așa să întreb societatea din ziua de astăzi, când ați făcut ultima oară ordine cu adevărat într-un dulap? Când ultima oară a fost că ați scos toate sertarele din casă, le-ați răsturnat, probabil o dată de două ori pe an, nu mai mult de atât, iar alții nici măcar atât. Iar întrebarea rămâne, dar de ce aș face așa ceva? Am înțeles abordarea cu rana. Bine, bine, dar rana o mai ascuns, lasă că nu e același lucru. De ce m-aș uita la traumele mele? Este exact ca și acasă. Cauți câte un lucru până nu mai știi de el. Și știi că l-ai pus bine undeva. Și știi că de câte ori ai nevoie de el, nici nu găsești altul nou să cumperi, nici nu te duci să cumperi și îți propui și simți că faptul că acel lucru se află într-unul dintre sertare te deranjează și nu lasă ca viața să se desfășoare. Ei bine, tot ceea ce acumulăm, câteodată lucruri care considerăm că nu ne mai ating, sunt responsabile, sunt semințe plantate și sunt responsabile pentru reacția mea de astăzi. Că nu este științific, tot ceea ce ține de suflet, nici Dumnezeu nu este științific. Tot ce ține de suflet este imaterial. Dumnezeu este imaterial. Noi oamenii suntem cei care am construit biserici pentru a vedea o cărămidă, pentru a vedea o ușă, pentru a vedea un preot, pentru a vedea o barbă și o sutană sau pentru a vedea un rabin, tot cu o barbă și niște haine negre și o pălărie, da? Noi am construit aceste lucruri pentru a-L materializa pe Dumnezeu și pentru a da un cadru acestor cărți sfinte în care, într-adevăr, ele cuprind tot ceea ce poate ajuta unui suflet. Bineînțeles că nu este științific și cu toate astea Kabbalah are această parte științifică care poate fi învățată în marile universități, inclusiv aici în București se învață Kabbalah la Universitatea din București cu Felicia Waldman. Și atunci când încep să accesez toate acele texte, când încep să scanez literele în aramaică de la dreapta la stânga, atunci când reușești să te rogi, când te rogi tu vorbești cu Dumnezeu, când faci meditație Dumnezeu vorbește cu tine, mereu spun lucrul ăsta ca să pot să ajung la subiect, se închid niște cercuri kabbalistice și da, lucrurile acelea pe care noi le închesuim în sertare și în dulapuri sunt cercurile neînchise. Iar cercul neînchis nu este facultatea de medicină care am făcut până în anul 2 și normal că n-am închis cercul pentru că mai îmi trebuiesc încă 4 ani. Cercurile neînchise sunt multele lucruri începute și neterminate în timp ce mi-ignor sufletul și regulamentul de funcționare acestei dimensiuni imateriale care în viața de zi cu zi deschid un dulap în care este vraiște și văd ce se află acolo. Acela poate fi sufletul unui om. Ok, și dacă îmi ascult emoțiile, ce beneficiu am? Kabbalah spune că în tot ceea ce ține de suflet trebuie să ai
o atitudine care în conștientizare, conștientizarea ei trebuie să meargă clipă de clipă și este un du-te vino între reacție și proreacție. Între a fi reactiv ca și comportament, o a fi proactiv. Atunci când ești reactiv, el dacă a spus ceva, eu imediat îl pun pe el la punct ca să arăt că eu sunt mai deșteaptă. Altcineva îmi spune ceva, părerea mea este mult mai avizată pentru că chiar am citit acum un articol și ce știu eu este mai adevărat decât ceea ce știe el. Când sunt proactivă, chiar dacă văd ceva care mă deranjează, dacă reușesc să binecuvântez acel lucru, înainte de a face absolut orice. Și în cabala practică există aceste mici tips ce ai de făcut. Nu merg până la 3. Înainte de a deschide gura, acest lucru îți asigură proactivitatea, adică îmi aleg reacția și lipsa de reacție este o reacție, dar mai ales ceea ce se întâmplă atunci când binecuvântez și nu merg până la 3, dai oportunitate razei de lumină să intre între tine și ceea ce se întâmplă pentru a-ți putea alege reacția. Că e ușor? Nu. Este groaznic, este foarte greu și ne băgăm peste ceilalți și trecem peste ei cu buldozerul și spunem lasă că mai bag încă ceva în dulap că și așa e dezordine și mai mă uit eu la el și văd eu cum scot de acolo senzațiile. În momentul în care te poți controla și poți funcționa după acest regulament și ăsta chiar este ca peste regulament din Kabbalah, iar comportamentul tău este proactiv, ca și vas, îți construiești pereții vasului, ca și lumină, inviți lumina să te umple pe tine ca și vas. Este ceva, un tandem extraordinar între noi ca vas și lumina care ne face să strălucim. Și în special în această perioadă. Mihai, vorbeam înainte de emisiune că totuși medicina pe care o știm, medicina alopată, a făcut niște pași spre acceptarea rădăcinilor emoționale ale bolilor. Cred că sunt niște pași chiar foarte semnificativi. Unii oarecum mai modești, dar fermi, sunt făcuți de medicina psihosomatică, ramura medicinii alopate oficiale, în care se știe deja clar că în anumite afecțiuni există cauze, care? Sunt și cauze psihoemoționale. De exemplu, în afecțiunile cardiace, în bolile digestive, în afecțiuni respiratorii, mai ales în alergii, în bolile autoimune. Și aviz părinților și alergiilor pe care le tratăm cu fel de fel de medicamente, dar iată, ele sunt utile, dovezi că au componentă emoțională. Și chiar s-a putut constata faptul că există tipologii de oameni care sunt predispuși la anumite boli în funcție de emoțiile pe care le trăiesc încă din copilărie. Și asta cumva favorizează, creează terenul favorabil pentru instalarea unei anumite afecțiuni. Lucrurile nu se opresc însă doar aici. Probabil că ați auzit, de exemplu, sunt, iarăși, informații sunt multe. Eu aș selecta din mulțimea asta de informații, de exemplu, spusele lui Bruce Lipton, care este microbiolog și profesor de microbiologie foarte cunoscut și care a făcut niște conexiuni, consider eu, esențiale între ce se întâmplă în mintea și emoțiile noastre și reacțiile aproape instantanee care apar în corp. Practic, noi ne putem gândi la ființa noastră din punct de vedere fizic, ca la un laborator de chimie care răspunde foarte fidel la ceea ce noi trăim și simțim. Dacă noi și ascultătorii noștri, privitorii noștri, trăim ceva în acest moment, automat în corpul nostru se creează substanțe, se secretă hormoni, feromoni, se produce ceva, întotdeauna ceva, atunci când auzim, când trăim anumite lucruri. Aceste lucruri care apar în ființa noastră pot să blocheze sau să dea drumul, să lase să se exprime anumite funcții corporale sau chiar anumite gene. Deci ne referim chiar la structura ADN-ului. Deci ce vrei să-mi spui? Ceea ce nu eu spun este faptul că ceea ce s-a constatat chiar în microbiologia de vârf, chiar acest Bruce Lipton spune că probabil în 10-15 ani vom regăsi în școlile de medicină aceste informații la scară foarte largă, ele există, sunt cunoscute. S-a constatat, de exemplu, faptul că codul genetic nu este absolut. Toată acea investiție imensă în descoperirea codului genetic nu a făcut decât să ducă la concluzia că genele se pot exprima sau se pot retrage, pot să nu se manifeste în funcție de niște factori
exterior genei, de mediul în care trăiesc. Adică acest nici, mediu nici este... ADN-ul, nu te mai poți baza nici pe ADN. Nu asta te poți baza pe ADN, pentru că în moment... Bine, e clar că nu se va modifica, ne modificăm forma corporală instantaneu, dar este foarte curios că în anumite boli s-au produs, de exemplu, vindecări, remediere excepționale în momentul în care persoana respectivă și-a schimbat foarte mult starea interioară, fie ca urmare a unei trăiri spirituale, cum spunea Teia, fie ca urmare a unei experiențe de înțelegere, care este în esență tot un fenomen spiritual în cele din urmă. Ca urmare a acestui fapt s-a schimbat direcția vieții și sănătatea respectivei persoane. Deci acestea sunt lucruri cunoscute deja și care arată legătura foarte strânsă între ceea ce noi simțim în interior, ceea ce noi experimentăm și ce se întâmplă în corpul nostru. Ce ai experimentat tu cu tine sau cu cei care ai lucrat tu? Apropo de eliberări emoționale. Așa, sunt multe experiențe. Eu pot spune experiența mea directă în urma mai multor procese. În călătoria se realizează așa numitele procese. Sunt niște metode. Ședințele de terapie se numesc? O așa zisă ședință de terapie, o ședință, practic, care poate să dureze de la câteva minute la probabil o oră și ceva. Câteva minute sunt copii. În funcție de metoda, exact, în funcție de metoda folosită. Și în acest timp apare scufundarea în emoția pe care noi o trăim, deci practic nu fugim de acea emoție, ci o abordăm, dar într-o anumită manieră. Este, revenind la exemplu cu rana, e ca și când nu o ignorăm, nu zicem, m-am tăiat, o las, poate se infectează, poate am noroc și nu, ci o tratăm într-o anumită formă, ne uităm la ea, o curățăm cu atenție, cu instrumentele potrivite, cu soluțiile potrivite și nu apoi... Nu face nimeni infarct în timpul procesului journey, nu se produce asta. De ce? Pentru că emoțiile nu sunt ceva exterior nou. Și asta este un fenomen care noi putem să-l constatăm. Emoțiile suntem noi înșine. Noi spunem atunci când suntem geloși sau invidioși, păi mi-a venit o invidie, mi-a venit o gelozie, mi-a apărut... A intrat un demon în mine. Sau așa. Nu este ceva care nu a existat în noi. Pentru că în toate tradițiile spirituale se spune că totul există în noi, într-o anumită formă, în ființa noastră, există o anumită reflectare. Ideea este că în momentul în care constatăm că această energie a emoției, chiar neplăcută, chiar urâtă la prima vedere, reușim să o privim în față, constatăm că ea apare și o privim în față, o privim în ochi și ne folosim de instrumentele din metoda călătoria pentru a pătrunde chiar mai departe, pentru a vedea ce este în spatele acelei emoții. Ce o face să arate ca un încornorat urât sau ca ceva care ne distruge viața? Și vom vedea că este, din punctul meu de vedere, este ca un fel de dispariția unei iluzii. Ca atunci când copilul visează, are un coșmar, se trezește și exact îi spune mama, a fost doar un vis. Exact așa se produce cu emoțiile nocive. Le privim în ochi, știm cum să facem aceasta, nu cu un sentimentalist sau cu patetism, ci într-o anumită manieră interioară care este învățată. Există tehnici. Este un procedeu, o metodă, mai multe de fapt. Și această privire ne face să scăpăm de iluzia pe care ne-o creează acea emoție. Deci noi putem să pătrundem dincolo de ea și constatăm că emoția este în esență ca și curentul electric. Adică curentul electric poate să fie conectat la un scaun electric, să ucidă pe cineva sau poate să ne dea lumină, să fie... În esență emoțiile sunt această energie. Forma pe care ele o iau în noi depinde personalitatea noastră, de modul în care suntem construiți, de foarte multe lucruri prin care am trecut, felul în care le-am înțeles, dar avem posibilitatea să dezlegăm acest mister cumva al emoțiilor și să începem să le readucem la starea lor de a ne oferi energie. Și putem să luăm curentul de la scaunul electric să-l punem la lumină? Este o experiență, eu am trăit personal această experiență în care în mijlocul unei experiențe, de exemplu, de furie, eu mă înfurie extrem de rar. Toți prietenii mei știu că eu nu mă înfurie aproape niciodată. Dacă e drept, sunt cazuri în care știu că mă înfurie și este foarte destructiv. Dar este un fenomen extrem de rar. Și totuși, într-un astfel de moment, am realizat procesul călătoria. Am intrat exact în mijlocul acelei emoții. În mijlocul unui val de furie. Este o emoție care, din punctul meu de vedere, este foarte intensă și teoretic aproape necontrolabilă. Aplicând metoda călătoria, am constatat că am ajuns de la acea stare de intensitate, de furie, la o stare de
pace foarte profundă, de calm, de completă relaxare, de completă împăcare, de acceptare, de iertare, în aproximativ 30 de minute, într-o manieră care mi s-a părut absolut uluitoare. Toată acea energie care te face uneori să explodezi în exterior sau să poți să faci ceva rău, s-a transformat într-un ocean liniștit de energie care părea să fie exact așa ca și atunci când te uiți la o apă liniștită. Deci îți oferă regenerare, refacere. Asta vreau să zic. Și ce ți-a oferit? Niciun caz de epuizare. Deci nu a fost ca după o criză de furie, când îți pare rău și zici, iarăși m-am înfuriat, regret. Și dimpotrivă, a fost acel calm, regenerare, prospețime, refacere și siguranța, mai mult, siguranța că dacă mai apare odată o stare asemănătoare, știu ce să fac. Nu am, siguranța, nu am siguranța că nu apare niciodată, pentru că nu sunt perfect. Era la un moment dat un citat că să-ți vindeci sufletul nu înseamnă să nu mai trăiești experiențe, ci să nu-ți mai controleze viața emoțiile. Exact. Să-ți fie prietene. Și aici, apropo, și iartă-mă, te rog, apropo de ce spunea și tăia înainte, foarte multe experiențe din viața noastră, și chiar am citit recent un studiu în care, realizat de psihologi, în care se spunea că aproape 95% din viața noastră este dictată de obiceiurile implementate la nivel subconștient. Mm. Și aproximativ 5%, e vorba de o statistică, deci da, e vorba de un om mediu, sunt acțiunile pe care noi le schimbăm în mod conștient. Vindecare nu înseamnă că rău n-a existat niciodată, ci înseamnă că acel rău nu ți mai controlează viața. Exact. Așa? Deci în această situație, practic, dacă noi suntem conștienți cam în 5% din timp foarte atenți la ceea ce facem acum, spun că era legat de ce spunea tăia, pentru că ea spunea că e important să conștientizezi acum, să poți schimba ceva acum, suntem mai puțini, adică mă refer la așa, ca popor, ca nație, poate că nu toți suntem în ipostaza în care putem să fim atenți la acest moment sau imediat să ne propunem, sunt atent și acum din momentul ăsta sunt atent în fiecare clipă la ceea ce fac și încep să-mi iau viața în mâini. Acel 95% de obiceiuri subconștiente tot revine la suprafață. Vreau să mă las de fumat, dar constat că prima discuție în contradictoriu cu prietena, cu iubita, cu cineva din apropiere, mă face să uit de ceea ce îmi propusesem și să mă trezesc din nou cu țigara în mână. Nu e cazul meu, nu fumez, dar am întâlnit adesea astfel de cazuri. Da. Și atunci ideea este de a putea să lucrăm asupra acestei zone, asupra zonei de sub apă a icebergului. Vârful îl vedem și pare că mai cosmetizăm, mai cioplim un pic în gheața de deasupra, dar acea parte ascunsă a icebergului este alcătuită, dintr-un anumit punct de vedere, nu doar din gândurile pe care noi le ținem acolo undeva, ci emoțiile asociate acestor gânduri. Gândurile ne fac foarte puțin rău. Dar un gând, trimitem un gând, nu-mi place de X sau nu-mi place de Y. Problema este în momentul în care încarc acel gând cu toată, cu furie, cu ură, cu neplăcere, cu dezgust, cu o grămadă de emoții negative. Atunci gândurile capătă putere. Și e valabil și invers. Nu? Gândurile pozitive încărcate de trăirile noastre pozitive, de emoțiile pozitive. Ceea ce face Journey este să ne ajute să dezlegăm un pic acest mister și să începem și să lucrăm în partea de jos a icebergului. Să vedem ce ne ține, că e un balast acolo, e 3/4 din masa de gheață. Să mai scăpăm de el. Exact. Să începem nu neapărat să scăpăm de el, ci să mutăm cumva, să-l aducem mai mult la suprafață. Aha. Să schimbăm, să-l aducem din zona aceea necunoscută, să înceapă să devină ceva unde nu ne mai e frică, nu e o cameră de asta unde e un bau-bau, ci o cameră unde deschid și am o lumină pe care pot să o pun pe obiectele de acolo, dulapul de care se vorbea. Deja cam încep să-l pot lumina și știu că în anumite sectoare fac ordine, știu unde nu e ordine. Nu mai e teamă să intru acolo unde nu e ordine. Interesant. Să spun ceva despre curentul electric? Scoatem apa din ocean și vedem icebergul. Ți-ai fi imaginat să asculți un bărbat vorbind cu atâta pasiune despre emoții? Nu, și eu chiar vreau să completez ce a zis el cu curentul electric. Și Cabala are o teorie legată de curentul electric. Singur, tot ce am de spus este că întâi a fost Cabala, după aia a venit restul. Absolut tot are o mână, un picior, un deget, undeva, o treabă legată cumva de Cabala, undeva în spate. Trebuie să... Stai, te opresc eu acum. Trebuie să spun că prima oară când am
auzit de, de cabala, am zis, bine, cabala, tot așa, ceva ezoteric, vai, ciudat, o, poate împotriva religiei mele. Mă întreba ce spune religia ortodoxă. Da, deci da, atâta resurse aveam eu ce la... Și evident că universul o fi râs de mine, dar a doua zi mi-a scos în cale pe o tarabă, o cărțulie așa foarte drăgălașă, o văd și acum verde, în care scria... Iisus, unde a studiat Iisus înainte de vârsta de 33 de ani și ani importanți a studiat Cabala. Ok, mulțumesc că am înțeles. Spune Cabala, sigur, toți mântuitorii au fost cabaliști. N-ar fi putut să facă, să ducă la asemenea miracole dacă ei nu ar fi fost legați de sufletul lor. În sufletul lor, în inima lor există un punct care este reprezentată, este reprezentanța lui Dumnezeu, a Creatorului pe pământ. Din acest motiv ei au putut să fie atât de luminați. Dar să vorbesc cu domnul aici așa, de față, despre curentul electric. De ce pot să beau apă? Spune... Dacă ei vorbesc între ei. Spune Cabala așa, că dacă ne imaginăm o chestie legată de electricitate, atunci când plantăm semințe și așteptăm rezultatul a ceea ce plantăm, perioada între cauză și efect se numește timp. Eu plantez acum semințe și va crește din acea semințe, va crește recolta peste un an, peste 10 ani, depinde când va crește. Această modalitate de a vedea viața este așa cum aprinzi un buton și ai lumină în cameră. Okay? Nu este lumină nici mai sus, nici mai jos, nici mai puternică, este lumină care te ajută, poți funcționa și totul este perfect. Atunci când dorim scurtăturile, atunci când căutăm să facem lucrurile și nu așteptăm recolta, atunci când ne aruncăm asupra unor rezultate, iar ele nu au o bază, atunci de fapt se produce scurt circuit și atunci când este scurt circuit, becul dă o lumină absolut orbitoare, se arde becul, după care ne scufundăm în întuneric. Și acolo în întuneric, din zona de 1%, care este întunericul, începem să ne gândim, bă, ieri chiar am fost foarte cum se cade, cum este posibil că astăzi am pățit așa ceva? Deci, proactivitatea reprezintă lucrurile făcute a la long shot, pe care le gândesc și când o fi, atunci o veni rezultatul, poate să vină peste o zi, peste 7 zile sau peste 7 generații și atunci când ceva bun vine la mine, știu că eu am făcut ceva sau altcineva dinaintea mea a făcut ceva bun și că este o recoltă pe care eu o iau pentru că eu am făcut sau altcineva s-a gândit să planteze pentru mine semințele și când lucrurile mai puțin plăcute și nu mă refer la cele care ego-ul le percepe pentru că aș fi vrut să primesc mai multă atenție și a primit altcineva mai multă atenție sau eu știu ce, iar lucrurile care sunt făcute așa într-o scurtă perioadă de timp în care mă grăbesc, în care nu număr până la 3, alea reprezintă scurt circuitul și cufundarea în întuneric nu este simplă, dar tot Cabala spune și Șafran spune asta, că suntem legați de divinitate cu un lucru care se numește Shal Shelet și nu contează cât umblăm în întuneric, câte răutăți facem, câte gânduri impregnate de energie negativă avem. Cel de sus, divinitatea, oricare o fi ea, niciodată nu ne lasă și nu-și întoarce bunăvoința de la noi. Maximum stă un pic așa întors, dar mâna lui este asupra noastră. Și dacă noi la nivel de intenție corectăm, și dacă numai la nivel de intenție corectăm, fața celui de sus se întoarce spre noi și acel Shal Shelet devine extrem de luminat, de activ. Pur și simplu simți cum ți se schimbă destinul doar pentru că ai început să gândești altfel. Adevărat, nu există prea târziu. Am văzut oameni care și-au schimbat complet viața și ce e minunat că și-au schimbat viața lor și a familiei lor în secunda în care ei au început să lucreze cu emoțiile. Am văzut oameni de 70 de ani, chiar eu am lucrat și sunt foarte mândră de doamnele cu care am lucrat, de 76, de 80 de ani și e cu atât mai înălțător când vezi că schimbă practic toată existența și se bucură de experiențele pe care le mai au de trăit și nu mai... Practic, senzația este că scap de niște rucsași pe care ai cărat atât de mult în spate. Aș vrea mai avem câteva minute, aș vrea să te întreb și dacă vrei te las să faci completarea, să vă întreb, suntem la o televiziune de business,
Ce legătură poate să aibă emoțiile cu business-ul? O foarte mare legătură, pentru că, exact cum spuneam înainte, dacă emoțiile sunt implicate în procese corporale, ele sunt implicate, o altă latură a lor, sunt implicate în procese de decizie. Și acesta este elementul poate fundamental, care eu l-am înțeles într-o anumită măsură și mie personal mi-a schimbat foarte mult perspectiva. În momentul în care luăm orice fel de decizie, în spatele ei se află o emoție sau un amalgam de emoții. Chiar dacă nu pare așa, chiar și cei mai raționali manageri vor constata, folosind o astfel de metodă, e științific demonstrat, hotărârea cu partea, nu mai știu care sunt femei, nu știu care sunt femei. Se știe că deciziile se iau emoțional, întregul marketing funcționează pe principiul ăsta și în momentul în care știm cum să ne, nu să ne controlăm, ci să ne educăm emoțiile, să avem o igienă emoțională, de fapt, foarte bună, practic, managementul nostru, marketingul nostru va reflecta exact acea stare. În viața mea s-a produs o schimbare foarte bună în direcția asta și ce vreau să spun mai înainte și o să spun repede este faptul că am auzit o vorbă foarte înțeleaptă care spune că fiecare om are doar bucuria și fericirea pe care le poate concepe. În momentul în care noi reușim să concepem mai mult și foarte mult spunem, nu pot acum mai mult, este imposibil să am mai mulți angajați, e imposibil să fac nu știu ce, e imposibil să realizez nu știu ce, nu pot concepe cum. Dar acea schimbare interioară, emoțională și mentală, care ne răstoarnă un pic orizontul și face să, ca noi să vedem lumea altfel, dintr-o altă perspectivă, concepem mai mult, constatăm că în viața noastră acel mai mult apare, creăm loc pentru el. Și asta mi se pare esențial. Șocul la mine, apropo de legătura dintre emoțional și material, se spun, a fost când am făcut un exercițiu pe care vi-l propun și dumneavoastră în această seară, dacă aveți curaj. A fost când, ok, am închis ochii, când închizi ochii, este, te întorci spre tine. Și e mai simplu așa, că dacă țin ochii deschiși, o văd pe Teia. Așa mă văd pe mine. Și întrebările erau, ok, și dacă mâine ai primi, fără să fi făcut nimic pentru asta, nici măcar să fi câștigat, să fi jucat la loz în plic, ai primi, nu știu, 100 de euro, cum te-ai simți? Ce norocoasă sunt, ok. Și dacă ai primi 1000 de euro? Aș pune întrebări, aș începe să simt oare de unde vin, oare ce trebuie să fac pentru ăștia. Și dacă ai primi 10.000 de euro, dacă ai primi 100.000 de euro? Și deja blocajul s-a pus acolo. Și am înțeles că sunt exact astea, sunt blocajele pe care eu însă mi le pun și eu nici măcar nu concep că mâine aș putea avea 100.000 de euro în cont fără să fi făcut, să fi muncit mult pentru asta, să-mi fi sacrificat viața și nopțile. Sunt convins că din cei care ne ascultă, mulți ar zice, n-am nicio problemă dacă aș avea mâine 1.000.000 de euro, dar în realitate, cu adevărat, dacă i-ai primi pur și simplu, se nasc anumite emoții, acele emoții într-adevăr. Adică să simțiți cum v-ați simți. Dea? Banul este considerat în Kabbalah unul dintre mijloacele care poartă cea mai multă energie. Și din acest motiv cu banii poți construi, cu banii poți distruge. Acum înțeleg atitudinea evreilor, iată. Da. Noi nu ne place să construim, drept pentru care am construit o țară minunată în 69 de ani. Banul are o energie extraordinară. El trebuie respectat, trebuie să muncești pentru el, dar trebuie să fii pregătit și să-l vezi că vine. Pentru că viziunea în a face bani nu înseamnă neapărat a fi întreprinzător sau a fi evreu. Înseamnă avea o minte antrenată și o minte care vibrează la energia banului. Pentru că dacă nu vibrezi corespunzător la energia banului, el te ocolește. Este așa banului cum vine... sănătos, că dacă ești obsedat vorbim să faci bani. Vorbim despre banul, banii nu se fac fiind obsedați. Pentru că te duci ușor, ușor cu tot cu ei, te strângi cu banul de gât ușor, ușor și terminăm prin a ne urâți caracterul. Pentru că se vede când totul țopăie în jurul banului, special folosesc termenul de a țopăi, când totul țopăie în jurul banului și noi devenim niște persoane care țopăim foarte ușor de cumpărat și de vândut. Și atunci nu știu exact câte dulapuri
am avea nevoie ca să depozităm ceea ce produce sufletul nostru, rezidurile de acolo. Dar când folosim banul așa cum trebuie, atunci când suntem preocupați să supraviețuim. Uite că ai dat exemplu poporul evreu. Poporul evreu a avut parte de o identitate, știau să scrie și să citească încă din anul 600 înainte de Isus. Și cu toate astea, undeva până prin secolul 19 și în România până prin la începutul secolului 20, n-au avut dreptul nici măcar la identitate, n-au avut drept nici măcar să meargă la vot. Deci nu erau considerați nici măcar, nu aveau drepturi depline. Din cauza că au fost atât de mult prigoniți, ce au înțeles ei? Nu aveau dreptul să aibă pământ, nu aveau dreptul să aibă case. Ce au înțeles ei? Că având în vedere că sunt prigoniți, în loc să stea să-și plângă de milă, au hotărât că ar trebui să folosească ce au. Ce aveau? Aveau creier. Și atunci au strâns diamante și au strâns bani, pentru că atunci când alungi pe cineva, nu ai cum să-ți iei patul cu tine. Dar banii, aurul, diamantele, le poți lua cu tine de colo-colo. Au trebuit să fie serioși pentru a putea fi acceptați și pentru a reuși, pentru că dacă s-ar fi ocupat de furtișaguri, n-ar fi ajuns unde trebuie. Ce au înțeles? Că trebuie să înveți o grămadă de limbi străine, pentru că nu știi unde ajungi mâine. Ce au învățat? Că trebuie să știe să-și construiască ei singur o anumită societate, să se poată ajuta unii pe alții. Și uite așa, fără ca să ne dăm seama, ei au intrat pe vibrația banului, au înțeles și au pus bazele sistemului bancar universal. Din acest motiv, evreii au cea mai mare și cea mai lungă istorie legată de bani, de energia banului. Viziunea lor asupra banului este o viziune de cabala în care ei se deschis să primească banii. Deci la 100 de mii de euro, nu generalizăm, la 100 de mii de euro s-ar putea ca cineva să întrebe, ok, ce trebuie să fac și ce datoresc ca să primesc acești bani? Iar mentalitatea și felul în care gândești este o energie complementară energiei banului. Plus și minus se atrag. Au exact energia unei femei și a unui bărbat care se îndrăgostesc. Astăzi merge și femeie, bărbat, dar cel mai, știi, cel mai frumos merge plus și minus. Da, deși și femeie și femeie e o discuție și acolo atât de lungă cât e componenta yin, cât e componenta yang. Da. Și cu energia banului este o energie bună. Dacă iubești banul așa cum trebuie și îl treci prin prisma sufletului, îl respecti și 10% din ceea ce câștigi te întorci să dăruiești altcuiva, ai să vezi cum banul, cum tu construiești banul, iar el te construiește pe tine. Îmi place ideea asta și o deschidere cumva să schimbăm credința sau cel puțin pe care eu am descoperit în mine că e o virtute să fii sărac și că cei bogați nu întotdeauna cu ceva rău au făcut, sunt de blamat și nu, bogăția până la urmă e aproape un păcat. Părerea mea e că nu e o virtute să fii sărac, nu este nicio mare virtute să pui banul pe primul loc, este foarte important să trăiești cu sufletul într-o anumită armonie. Banii sunt un mijloc, niciodată un scop. Trebuie să vină, să plece, în măsura în care lucrurile curg în ființa ta care este în armonie cu exteriorul, mijlocul își îndeplinește scopul. În momentul în care ne legăm de ei, că e vorba de bani, că e vorba de bunuri, de o casă, de o tradiție, de un sistem, atunci începem să adunăm acolo, să stocăm, să creăm noi credințe, noi convingeri, noi obiceiuri care nu întotdeauna au în spate, să zicem, fundament. Adevărul sufletului nostru. Nu corect, ne reprezintă și adevărul sufletului în totalitate. Meu chiar poate fi altul, în funcție de ceea ce trăiesc, în funcție de ceea ce mă schimb. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că dacă ați simțit cumva chemarea sufletului de a face următorul pas spre evoluția sufletului dumneavoastră, Canal 33 împreună cu Journey România vă pun la dispoziție ultimele vouchere în valoare de 100 de euro pentru seminarul Journey Intensive din această toamnă. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc o seară binecuvântată în care, cine știe, poate aveți revelații. Rămâneți pe Canal 33. Vă mulțumesc!